Astăzi a avut loc ședința lunară a Colegiului Prefectural Mehedinți, ședință în care unul din subiectele dezbătute a fost educația. Dacă la elevi promovabilitatea examenelor a crescut, la concursurile de titularizare este exact opusul. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, este un om implicat în activitatea sa și un bun profesionist. Acesta a fost cel care a luat cuvântul de deschidere al ședinței lunare a Colegiului Prefectural. Pentru această ședință avem înscris pe ordinea de zi un număr de 3 teme pe care o să le prezinte reprezentanții instituțiilor. După cum urmează, raport privind organizarea și desfășurarea examenelor naționale, sesiunea 2022, în județul Mehedinți, prezintă reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, în speță domnul director, domnul inspector școlar general, domnul Tomoescu, activități ale Direcției Județene pentru Cultură Mehedinți, în vederea reactualizării listei monumentelor istorice, prezintă reprezentantul Direcției Județene pentru Cultură, domnul director Pătroi, este acolo. Cea de-a treia temă, programe de finanțare destinate autorităților publice finanțate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului de Mediu, prezintă Agenția pentru Protecția Mediului prin reprezentantul său, domnul director Vișan Viorel. Una dintre temele dezbătute în cadrul ședinței a vizat domeniul educației. Inspectorul general al ISJ Mehedinți, Alin Tomoescu, a prezentat mai multe subiecte, printre care și creșterea promovabilității la examenele naționale și bacalaureat în rândul elevilor. Procentul de promovabilitate a crescut. În 2021 am avut 57,69%. Iar în 2022 am avut 63,96%. Procente mai mici au obținut Liceul Tehnologic Domnul Tudor 22%, Auto 24%, Alânga 25%, Liceul Teoretic Gheorghe Ionescu și Șești doar 12%. În general au fost rezultate bune în sesiunea din vară. În ultimii 5 ani școlari am avut în 2018, în 2019 până în 2022, am avut următoarele procente: 60,65, 57, 49, 57 și 63,96, 64. Deci se observă că din anul 2020 suntem pe o curbă ascendentă. Deși creșterea promovabilității la examene se observă, există și problema abandonului școlar, o situație des întâlnită în România în zilele noastre, din păcate și se pare că și în județul nostru. Problema care o avem este că din mediul rural avem 75 de copii care nu au mers mai departe, ne s-au oprit la 8 clase, iar din mediul urban avem 97 de copii care se pierd și nu mai urmează liceul. Bun, asta e una din problemele naționale, da, cu care se confruntă învățământul și evident că trebuie să fim atenți și ține foarte, și ține foarte mult și de părinți, de educația care o privesc de acasă, de implicarea părinților în traseul educațional al copiilor. În sesiunea august-septembrie a bacalaureatului, am avut înscris 732 de candidați. Am avut două centre de examen și un centru zonal de evaluare. La fel, am avut de la zi, seral, fără frecvență, de la zi 668, 21 la seral și la frecvență redusă 43. Aceștia au fost înscriși. Absențe am avut 104, 6 și 10. La fel, promovabilitatea acumulată pentru anul școlar, pentru cele două sesiuni, avem Colegiul Național Traian 99,46%, Gheorghe Țițeica, Colegiul Național Gheorghe Țițeica 99%, Pedagogicul 94%, Artele 90%, Traian Lalescu 77%.
De asemenea, Alin Tomoescu a mai discutat și despre notele, din păcate, mici obținute de mai mulți participanți la concursul de titularizare. A fost precizat și faptul că în niciun caz cei care au obținut note mai mici de 5 nu o să intre în învățământ. O tentativă de fraudă a fost depistată la examenul de bacalaureat din acest an, iar în cauză se efectuează în continuare cercetări. Un fapt negativ în cadrul sesiunii august-septembrie 2022 a examenului de bacalaureat în centrul de examen organizat la Colegiul Național Economic Teodor Costescu a fost sesizată o tentativă de fraudă în urma căreia au fost demarate cercetări de către organele competente. Pe baza înregistrărilor video din centrul de examen s-a decis eliminarea unui număr de 39 de candidați la care se adaugă încă 6 candidați în timpul examenului. În cadrul ședinței au mai fost discutate subiecte precum programe de finanțare destinate autorităților publice și activități ale Direcției Județene pentru Cultura Mehedinți, în vederea reactualizării listei monumentelor istorice.